Cine a făcut lista de excluderi? O serie de colegi, într-o discuție avută aseară. Cine anume? Ce înseamnă o serie de colegi? Dați-mi nume, cine a făcut lista. Deci dați sus, în cazul în care se... Păi atunci, dacă mă întrebați pe mine ce o să văd sus... Dar în cazul în care ar fi această listă, domnule Negoiță, de excluderi cu numele dumneavoastră... Nu discutăm ipoteze. Am văzut că... Și cred că este... ...relația dumneavoastră de după alegeri a deranjat într-atât de tare încât să se ajungă la o eventuală excludere? Delictul de opinie nu mai e condamnat de multă vreme. Doar pe vremea de tristă amintire erau condamnate delictele de opinie. Cred că... Ok, vă mai spun o altă chestiune. Chiar cred că e penibilă nu doar pentru mine, ci pentru toată lumea. Pentru toată lumea, inclusiv pentru dumneavoastră. Să comentăm atâta niște chestiuni pe surse, neasumate. Nu e în regulă. Suntem într-o țară normală. Eu ce am de spus, spun. Ori așa, cu chestii din astea pe surse, mie mi se pare că e profund în regulă și ne ducem cu toții în derizoriu, ceea ce cred că nu ne dorim niciun dintre noi. A venit oficial de la premier, care s-a arătat deranjat de faptul că ați făcut declarațiile acestea. E posibil, mai suntem deranjați.